Bună seara, dragii mei prieteni! Ce privilegiu minunat avem noi, ca și oameni, binecuvântați de Dumnezeu, ca în fiecare vineri seară să ne putem întâlni pe calea undelor și să putem să împărtășim cu prietenii noștri, cu cunoscuții noștri, cu cei care ocazional ne vizitează pe calea undelor, cuvântul lui Dumnezeu. În această seară, mi-am propus ca să împărtășesc cu dumneavoastră un subiect care ne invită la o meditație personală, introspecție, o analiză înțeleaptă, rafinată a gândurilor noastre și ne ajută să înțelegem, să simțim subtilitatea relației între Vechiul Testament și Noul Testament, subtilitatea înțelepciunii și inteligenței dumnezeiești așternute pe pagine scriturii. Titlul sugerează cam totul, temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă căci a venit ceasul judecății lui. Bineînțeles că acest text, prieten se găsește în cartea Apocalipsei lui Ioan, o carte care a fost scrisă în secolul I, spre finele secolului I al erei creștine și Contextul acestei declarații temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă căci a venit ceasul judecății lui se găsește în capitolul 14 unde preambulul acestui text vorbește sau așează acest mesaj, acest apel al lui Dumnezeu pentru oameni spre sfârșitul lumii, spre final Bineînțeles, cu o notă anticipativă față de generația din urmă, o generație care se va lepăda cam de tot ce se cheamă Dumnezeu. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă că ce a venit ceasul judecății lui. Este un text, este un mesaj, este o avertizare, este o chemare dată de Dumnezeu, 2000 de ani în urmă, în anticipație, pentru generația finală, care respiră ultimul apus de soare al istoriei acestei rase umane. O declarație care se confruntă direct cu cultul emancipării care se dezvoltă în Europa nu? și contaminează America și mai toată lumea. Este cultul emancipării ființei umane care iese din obscuritatea evului mediu și dă de pământ cu tot ce se cheamă religie, Biblie și Dumnezeu declarația temete de Dumnezeu și dați slavă sau temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă, că ce a sosit ceasul judecății lui evidențiază inabilitatea rasei umane de a menține practic un drum de mijloc sau un drum de echilibru fără prezența Domnului Hristos. Dă din lac în puț, în evul mediu, nu? Roma a întunecat semintea oamenilor prin eliminarea sistematică a scripturii confiscarea acesteia, anatemizarea tuturor ce o calcitesc sau îndrăznesc să înțeleagă Biblia pentru ei și această atitudine a bisericii medievale, a Romei, Romei catolice, a lăsat lumea fără repere morale o mizerie deplorabilă. Refulul unei astfel de acțiuni, evident că s-a simțit undeva în timpurile renaștentismului, nu? O societate care a, pretindea că vrea emancipare. O societate care dorea ca să renunțe la religie cu totul. În aceste condiții, Biserica Medievală pierdea controlul de manipularea supraminților umane. Ghilotina franceză nu mai uh, răzbea să taie capul preoților. Renașterea societății avea să atingă culmile unei alte extremii, ateismul, ateismul feroce, ateismul care nu numai că dădea de pământ cu o religie care i-a dezamăgit pe oameni în evul mediu, 1260 de ani, dar dădearea îl scotea afară tot ce se numește Dumnezeu și morală. Temete de Dumnezeu, căci ce a sosit ceasul judecății sale, temete de Dumnezeu și dăi slavă, era mesajul pe care Dumnezeu îl dădea, așa cum spuneam la început, prin anticipație uh, unei societăți moderne, unei lubii globalizate, dar fără Dumnezeu. Acest mesaj se transmitea prin intermediul unui înger, care, bineînțeles, știm că simbolizează în genere o mișcare a apelor, o mișcare a societății, reflexia primei generații de adventiști. Este interesant că au existat vieți de oameni care au trăit experiențe extrem de similare cu experiența mișcării sau experiența generației de adventiști care l-a așteptat pe Domnul Hristos în primă fază. Această, evident, declarație, această experiență de viață acestor oameni, evident că preumbrea sau arăta ca un simbol, nu? În genere, mișcarea adventă în cele trei faze ale ei. Prima generație adventismului, a doua generație adventismului și generația adventiștilor de gen Iacob, care așteaptă astăzi pe Domnul Isus Hristos. Biblia, ca să dau contextul concret, spune că am văzut un înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului oricărui neam, oricărei semeții, oricărei limbi, oricărui norod. Am văzut un înger care zbura prin mijlocul cerului cu evanghelie veșnică, o evanghelie veșnică care să se vestească locuitorilor pământului, orice neam, semeție, limbă norod sau cultură. Este un mesaj care se adresează global în contextul în care lumea este obsedată de globalizare și care exclude posibilitatea unui Dumnezeu care ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui și o lume globalizată care exclude noțiunea de tron a Lui Dumnezeu, care dacă ar exista evident atunci ar impune logica bunului simț Că dacă Dumnezeu are un tron, Dumnezeu este și conducător, Dumnezeu este în control și în control la toate evenimentele lumii, începând cu sau de la vrăbiuța care nu cade la pământ fără voia lui, până la perii capului care ne sunt numărați, așa spune cuvântul, lumea la nivel global exclude și ideea unui eventual tron al judecății a unei eventuale judecăți. Și, în final, excluzând judecata lui Dumnezeu, excludem voința lui Dumnezeu și acceptăm voința omului sau voința umanității care a divorțat, divorțează și, din nefericire, ca ultimă generație, va divorța iremediabil, irreversibil de Dumnezeu pentru totdeauna. Bineînțeles că, în astfel de situație dată, Biblia așează acest mesaj al primului înger la granița între veacuri, pe pragul ultimului apus de soare pe care umanitatea va mai avea privilegiul ca să-l vadă. Nu cred că există un text mai complex, mai direct, mai upfront decât acest text al îngerului din Apocalips, capitolul 14, versetul 6. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit șasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul, marea și zoarele apelor. Se pare că acesta era Dumnezeul pe care l ascunsese Iona în corabie. Acesta era Dumnezeul pe care l-a ascunsese Iona atunci când dormea în fundul curăbiei. Acesta este Dumnezeul despre care oamenii de pe vas întrebau. Acesta este Dumnezeul despre care capitanul de pe vas îl întreba pe Iona. Ce fel de Dumnezeu ai? cheamă -l. Iar Iona răspunde, este Dumnezeul care a făcut cerul, pământul, marea și zvoarele apelor. Oamenii au reacționat s Sau îngrozit. De ce nu ne-ai spus? De ce ne-ai ascuns adevărul? Ei știau câte ceva, auziseră despre Dumnezeul care făcuse cerul, pământul mare și izvorul apelor. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. De ce? Temeți-vă să faceți răul. Temeți-vă să fiți găsiți în afara zonei de influență și de protecție a lui Dumnezeu ca să nu fiți nimiciți. Temeți-vă să nu faci să nu faceți glume pe seama lui Dumnezeu. Știu că noțiunea de temeți-vă de Dumnezeu în prieteni, are o conotație variată, este subătirul și mitraliera celor care fac din dragostea lui Dumnezeu neputința acestuia de a mai aplica voința sa asupra agentului rebel. Și că a te teme de Dumnezeu presupune o relație între cel puternic și subiectul victimă, dacă vreți, îngrămedit la colț, tremurând de frică în fața unui gigant fără inimă. Așa este descrierea extremă, isterică a unora cu privire la Dumnezeu. Sigur că în majoritatea cazurilor ne confruntăm cu minți care sunt cosmetic disociate de o relație reală prefigurată de noțiunea tată-fiu, așa ca în cazul între Dumnezeu și noi, ca fi și fiice ai omului. Această clasă de oameni care nu poate reconcilia dragostea lui Dumnezeu cu dreptatea lui Dumnezeu, forfotă, mișună, se manifestă în lumea politică, în lumea socială, laică și în lumea chiar religioasă. Să nu uităm declarația celui care avea să fie mântuit pe cruce de Domnul Isus Hristos. Vă mai aduceți aminte de, de tribunalul de pe cruce? Tâlharul face dreptate într-un tribunal, într-o ultimă instanță, într-un ultim apel către umanitate. Undeva în Luca, capitolul 23, versetul 2, 39, ni se spune că unul dintre tâlharii răstigniți îl bagiocorea pe Domnul Hristos. Nu-i dătea slavă și nici măcar nu se temea de Domnul Isus. Nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-te și pe noi. De câte ori ne auzim astăzi târharii de sub cruce, rostind aceleași cuvinte, doar într-o versiune modernă. Păi dacă e Dumnezeu, de ce e atâta suferință? Dacă tu ești Dumnezeu, cum ai ochi să te uiți la atâta rău care se petrece pe pământul ăsta? Salvează lumea și salvează-ți imaginea ta ca Dumnezeu în fața noastră. Prieteni, nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Este declarația care o auză adeseori la mormântări. Doamne, de ce mi l-ai luat? Doamne, de ce rău a făcut omul ăsta de a murit? Dumnezeu este învinovățit de mai toată lumea pentru tot circul acesta nevrednic care se petrece pe pământ. Prieteni, acest har de pe cruce este simbolul generației de tâlhari de sub cruce, care trăiește pentru a-l acuza, pentru a-l judeca în mod greșit și a-l condamna pe Dumnezeu până când îl vor vedea pe norii cerului. Însă, slavă Tatălui Ceresc că la Golgota a existat cel mai corect tribunal, tribunalul de pe cruce. Celălalt, tâlhar, e vocea omului care reprezintă rămășița lui Dumnezeu înainte de venirea Domnului Hristos. Celălalt îl ar rostește uh, declarația următoare. Celălalt l-a înfruntat și a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu? Temeți-vă de Dumnezeu? Și dați-i slavă, Tălharul din stânga. Nici nu se temea de Dumnezeu, nici nu-i dădea slavă pentru că îl judeca pe Dumnezeu greșit. Păi cum să mai aștepți tu judecata lui Dumnezeu dacă tu și eu însumi l-am judecat deja pe Dumnezeu? Tălharul face dreptate. Nu te temi tu de Dumnezeu tu care ești sub aceeași usândă. Observați dumneavoastră, aici tălharul folosește almost aceeași declarație ca declarația îngerului din Apocalipsa capitolul 14. Temeți-vă de Dumnezeu. Întrebarea este, nu te tem tu de Dumnezeu? Tu care ești sub aceeași pedeapsă, sub aceeași judecată? Pentru noi, spunea tălharul, este drept. Căci primim răsplata cuvenită pentru fărăgelegile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Iată, dragii mei prieteni, că există un om care judecă mai bine decât Pilat, un om care judecă mai bine decât Caiafa, mai bine decât Ana, Irod și toți liderii de atunci și toți liderii lumii de atunci și de astăzi. Cine? Un tălhar de pe cruce? Un pușcăriaș care făcuse ce făcuse și care avea în față justiția sau dreptatea lui Dumnezeu aplicată pentru lucrurile făcute de el și care nu se grăbea să abandoneze pentru Dumnezeu pentru că nu intervenea să-l salveze miraculos de efectele urmăriilor propriilor alegeri. Iată, acesta este judecătorul. Cel mai drept judecător de pe pământ a fost pe crucea de la Golgota. Cel mai drept justițiar, omul care a reconciliat dreptatea, judecata, dar și dragostea lui Dumnezeu, a fost tâlharul de pe cruce. Vi se pare că tâlharul de pe cruce era legalist? după declarația lui sau se grăbea să arunce cu pietre în celălalt tâlhar sau nu vi se pare că datorită faptului că pune întrebarea aceasta în mod înțelept trădează că tâlharul de pe cruce înțelegea relația între dragoste și dreptate? Nu te tem tu de Dumnezeu? Răsună și astăzi întrebarea cu destinație tâlharilor moderni de sub cruce, evident, tâlharilor cu imunitate, nu vă temeți de Dumnezeu. Temete de Dumnezeu sau temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă că a venit momentul, a venit ceasul judecății lui Dumnezeu când eu și tu ne confruntăm cu această realitate extraordinară, cu care se cheamă Dumnezeu. Ca dovadă că tâlharul avea o concepție corectă despre temerea de Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu, se găsește în declarația următoare când spune pentru noi este drept că suferim pentru că am ales să facem în viață, nu? Lucrurile care le-am ales. Dar în timp ce tâlharul recunoștea starea, făcea dreptate, aplica corect justiția divină asupra sa, în timp ce făcea dreptate el intervine să apere pe Domnul Hristos de infamia și de abuzul verbal al târharului din stânga, de pe cruce, care nu era altceva decât expresia sau ecoul general a tâlharilor de sub cruce. Acest tâlhar din dreapta este tâlharul care joacă rolul de mijlocitor, este joacă rolul de avocat și de judecător pentru că cere să se facă dreptate cu privire la cazul Domnului Hristos. Dar în același timp, acest hat din înțelege relația între dreptate, justiție și între dragostea lui Dumnezeu. El spune, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta și nu mă lăsa afară. Înțelegem noi că tâlharul de pe cruce care n-a fost dus la universitate, dar a fost dus la pușcărie și pe cruce înțelegea ceea ce marii profesori universitari adeseori nu înțeleg sau marii corifei, experți în teologie, nu înțeleg care este relația între dreptate și dragostea lui Dumnezeu. Nu te tem tu de Dumnezeu, pentru noi este drept. Deci se aplică o judecată corectă. Iată că tâlharul din dreapta e corect și aplică dreptatea. Dar pe de cealaltă parte se duce și își întoarce privirea spre Domnul Hristos și spune Te rog, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția lui Dumnezeu. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Nu este o obsesie a fricii, o frică care este generată de un despot nici o fugă continuă de un tiran care caută greșeli pentru a mă osândi, pentru a mă pedepsi. Temeți-vă de Dumnezeu, este o chestiune cu care omul se naște și cu care se dezvoltă și dezvoltă această chestiune prin educație. În procesul celor șapte ani de acasă, teama de Dumnezeu se cheamă în termeni moderni, acel bun simț cu care omul se naște și care, pe care omul îl crește, îl dezvoltă, în timp ce odată se maturizează cu vârsta. Deci, temete de Dumnezeu înseamnă ai bun simț. Dacă faci binele, vei fi primit bine, nu-i așa? Teama de Dumnezeu sau bunul simț vine dintr-un cuget curat, prietenii. De aceea trebuie să fii supuși nu numai de frica pedepsii, spune Biblia, ci și de îndemnul cugetului. Ați observat? Îndemnul cugetului, expresia rostită de Apostolul uh, Pavel în scriptură, este acel uh, bun simț de care vorbeam mai devreme, care se poate traduce într-o teamă de Dumnezeu. Când omul are bun simț, are teamă de Dumnezeu. Când vezi un om bătrân în tramvai, stând în picioare, nu te tem tu de Dumnezeu să stai jos și să nu-i dai locul? Cugetul tău, adică bunul tău simț, nu te îndeamnă să te ridici? Nu te tem tu de Dumnezeu? Vedeți, prieteni, lumea modernismului a măturat afară pe Dumnezeu și dacă nu este Dumnezeu, nu este nici teamă de El. Nu te poți teme de cineva care nu există și nu tremuri în fața unui judecător care este egalul tău. Eu am o listă lungă de păcate, nu știu despre tine. Alții și ei au o listă mare de păcate. Dar, prietene, în această seară vreau să spun că atunci când noi ăștia cu liste lungi de păcate îl întâlnim pe Dumnezeu, nu la cinema, nu la discotecă, nu la bancă, nu la petrecere, când îl întâlnim pe Dumnezeu în Valea Umbrei Morții, atunci suntem dezbrăcați complet de eul personal și de toată aroganța care mă înfășura pe mine cu atâta demnitate tremur în incertitudine și nesiguranță și chiar în momentele acelea cineva, când ești în valea umbrei morții și te întâlnești cu Dumnezeu, chiar în momentele acelea cineva aduce o listă cu păcate, cu toate păcatele pe care le-ai făcut, pe care le-am făcut și ni le amintește cu lux de amănunte. Și numai atunci înțeleg ce înseamnă temete de Dumnezeu căci a sosit ceasul judecății sale. Sunt un om care m-am întâlnit în Valea Umbrei Morții cu judecătorul. Și vreau să vă spun că atunci când treci prin Valea Umbrei Morții, ai nevoie de cerneala lui Luther. Vă aduceți aminte momentul de descurajare când cineva care nu iubește pe oameni i-a adus lista cu toate păcatele și le-a schis pe perete. Atunci a luat călimara cu cerneală și a aruncat-o, a o de perete și cerneala a șters toată scrierea unei mâini dușmane. Dragii mei prieteni, Luther spunea, așa cum această cerneală a șters scrisul tău, tot așa sângele Domnului Hristos a șters scrisul. Dați credit lui Dumnezeu, dați slavă, dați credit pentru ce, tot ce a făcut El în viața noastră, pentru tot ce este bun, pentru tot ce a îngăduit El în viața noastră să ni se întâmple frumos. Și apropo, să-i dăm slavă lui Dumnezeu, adică să-i dăm creditul lui Dumnezeu și pentru cele mai puțin plăcute evenimente pe care ele le-a îngăduit în viața noastră. Să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru tristarea, pentru suferința pe care a permis-o în viața noastră ca mai târziu să producă în noi o păcăință, o părere de rău o întristare a inimii de care omul nu se căiește niciodată pentru că duce la bine. Dați slavă lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri. Unii cer lui Dumnezeu pantofi ca să-l poată slăvi. Alții îl slăvesc pe Dumnezeu nu pentru că n-au pantofi, pentru că n-au picioare. Alții murmură că e greu să urți cările, că îl dor genunchii. Alții dau slavă lui Dumnezeu nu pentru că îl dor genunchii, alții îi dau slavă lui Dumnezeu pentru că nu au picioare și nu au genunchi care să-i doară. Alții vor o casă ca să slăvească pe Dumnezeu, să-i dea slavă lui Dumnezeu, în timp ce alții îl slăvesc pe Dumnezeu fără să aibă o casă, dar îl slăvesc pe Dumnezeu că le-a oferit un cer senin ca acoperiș deasupra capului lor. A sosit ceasul judecății, prietenii mei. Îmi vin în minte exemple de oameni care au dominat pagine lor Scripturi, cu prezența lor și unul dintre proeminențele acestor personalități a fost Avram. Pentru mine, rugăciunea lui Ilie, de zic eu 10-11 secunde pe munte, mi-a fost suficientă pentru o abordare corectă ca să înțeleg substanța celor trei soli îngerești. Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Israel. Fă astăzi să se știe că tu ești Dumnezeu din Israel. Pentru prima oară, în mintea mea, s-a produs o conexie între aceste trei nume, aceste trei personalități, acest triou, Avram, Isaac și Iacob, și cele trei soli îngerești. Trioul acesta, care în viziunea mea reflectă o bună parte din generația de așteptători ai Domnului Hristos, aceste trei vieți de, o de oameni distincte, cu trei destine deosebite, într-o oarecare măsură mi se pare că este copia aproape la indigo cu viața primei generații de adventiști. Viața celei de-a doua generații de adventiști și viața celei de-a treia generații de adventiști. Temeți-vă de Dumnezeu, dați slavă, a sosit șasul judecății lui, închinați-vă celui care a făcut cerul, pământul, marea și zvarle apelor. Am o întrebare. Vreau să fac o asociere, să produc o legătură între câteva fascicole de istorie din viața lui Avram, care ar fi o reflexie extraordinară pentru generația de adventiști, de oamenii care l-au așteptat pe Domnul Hristos în prima fază. A așteptat el pentru ceva? Bineînțeles că a așteptat după un urmaș. O promisiune pe care Dumnezeu i-a făcut-o spunându-i am să sămânța ta, o să o produc, o să o transform uh, într-o națiune mare. Într-o noapte se va naște o țară. Într-o noapte se va naște un popor. Într-o noapte se va naște o limbă. Într-o noapte se va naște o națiune care va recunoaște pe Dumnezeu ca Dumnezeu personal. Avram a așteptat și a așteptat și a așteptat. Deci, putem să spunem că noțiunea de ad avenire sau în așteptarea caracteriza și viața lui Avram? Sigur că da. Avram a fost un adventist sau a trăit în ad avenire, în așteptarea unui eveniment așa cum prima generație de prieteni, de oameni de caritate l-au așteptat pe Domnul Hristos confânzând santuarul sau curățirea santuarului cu curățirea pământului. Greșeală de interpretare. E, așa a greșit și Avram. În promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o, că în sămânța ta voi naște o națiune, or, care va fi cât stelele cerului și nisipul mării, Avram a luat acest text al lui Dumnezeu spus verbal și l-a transformat sau l-a interpretat așa cum prima generație de adventiști așteptători, nu? E un pleonasm așteptători sau adventiști ai Domnului. Uh, au făcut în prima generație. A crezut Avram pentru o secundă, după ce au obosit, că trebuie să-l ajute pe Dumnezeu. Și atunci, bineînțeles că și Sara și Avram au hotărât să introducă în credința lor o nouă doctrină care se numea Agar. Această doctrină care se numea Agar avea să nască o națiune. Dar nu avea să fie națiunea care să fie parte din soluție pentru lume. Ismael de atunci și Ismael de astăzi, lumea arabă, nu e neapărat o țară sau o națiune sau un popor care să facă parte din soluție, dar mai mult face parte din problemă. Vedeți, dumneavoastră, Avram a trăit fiascul credinței așa cum și prima generație de așteptători ai Domnului Hristos a trăit-o. Deci Avram a fost dezamăgit alegând prost. Ismael nu era Israel. Poporul lui Dumnezeu care a dat o interpretație nevinovat de greșită, pentru că 2300 seri și dimineți vor trece până când sanctuarul va fi curățit, înțelegând că sanctuarul ar fi pământul și neînțelegând că există un sanctuar în ceruri, a dus la o decepție teribilă în viața lui Avram și în viața primilor așteptători ai Domnului Hristos. Aduceți-vă aminte de noaptea sau nopțile, cele trei nopți în care Avram n-a mâncat și n-a dormit. S-a rugat ca să mai audă odată vocea, ca să mai citească odată textul pe care Dumnezeu l-a relevat în tine și după aceea, când Dumnezeu i-a spus, adu pe Isaac, unicul tău fiu ca jerfă, dragii mei prieteni, această decepție pe care a trăit-o Avram a fost datorită faptului că a introdus în componenta chimică a profeției lui Dumnezeu un element străin care se chema Agar. Pana inspirată ne spune că dacă Avram n-ar fi intrat la Agar într-o noapte, n-ar fi trăit experiența cu Isaac pe muntele Moria. De aceea, tremurăm cu toții, înțelegând că orice formă de erezie intelectuală, teologică, nu dacă vreți, introdusă în adevărul curat al lui Dumnezeu, poate intensifica ploaia de meteoriți a suferinței în viața noastră, de așa manieră ca să avem gândul doi, acela de a prefera să strângem din dinți, să așteptăm în tăcere răspunsul care vine de la Domnul, în loc să o luăm înaintea lui Dumnezeu, să creăm proptele de lemn fragile, care oricum nu-l pot susține pe Dumnezeu și în mintea noastră limitată să ne gândim că l-am putea ajuta pe Dumnezeu. Dar aș vrea să continui această paralelă între viața lui Avram și, mă rog, evenimentele care s-au petrecut cu prima generație de adventiști și să redefinesc textul. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății lui. Acum, noi știm că ultima generație pe pământ așteptăm venirea Domnului Hristos și odată cu ea venirea unei judecăți, mai mult sau mai puțin plăcute. Dar unde a avut Avram în viața lui experiența a sosit ceasul judecății lui. Unde a avut Avram această experiență în viața lui? Ca să putem să păstrăm această similaritate sau această ă, extraordinară fuziune spirituală între reflexia unei vieți de om și reflexia unei mișcări de oameni care s-a numit Mișcarea Adventistă a primului înger. În timp ce să uita, probabil privea Agale, arșița și încălzirea globală de pe vremea lui Avram, vede undeva în depărtare, la orizont, acolo unde se îngână zorile, acolo unde cerul se unește cu pământul, vede trei ființe îmbrăcate în alb. Aveau un mers diferit, un mers regesc și Avram să uită la ei. Aleargă în fața lor, se închină cu fața la pământ, Poluncește să se aducă imediat un lighean cu apă rece, să li se spere picioarele încinse de nisipul pustiei sau ce era pe acolo și spune vreau să vă aduc ceva de mâncare și totul în regulă. În contextul acesta, Avram dovedește mărinimia unei generații de adventiști care nu și-au mai dezgrupat cartofii când au auzit că vine Domnul Hristos. Ieșiți pe norii, care vine pe norii cerului. Avram, care a lăsat totul și mă duc și a adus sacrificat el vițelul cu tare și a adus și pâine și apă de băut a celor oameni, reprezintă ospitalitatea primei generații de adventiști. Ospitalitatea celor și credincioșia și spiritul de sacrificiu a celor adventiști care nu și-au mai scos cartofi în vara aceea, că au avut credința sinceră că Isus vine în acel moment, în 1844. Au fost dezamăgiți? Au fost dezamăgiți. Dar revin la ideea cu ziua judecății. Dragii mei prieteni, după ce oamenii ăștia stau la masă cu Avram uh. nu? și cu familia lui, acești oameni împărtășesc lui Avram câteva idei. Zice, am venit să distrugem Sodoma și Gomora. Aici Avram este față în față direct cu declarația din Solianjul I. A sosit ceasul judecății. Avram nu numai că devine mijlocitor, dar devine un mijlocitor care pentru mine, în aparență, ar irita prezența lui Dumnezeu. Dar dragostea lui Avram pentru oameni, dragostea lui Avram pentru nepotul lui care încă mai era în Sodoma cu ceva afaceri. Avram zice: Băi, ce să zic? Lasă să moară acolo, că și așa e plin de bani și de afaceri, iar eu trăiesc aici în sărăcie cum pot. Deși Avram nu era sărac. Dar Avram, în dragostea sa pentru oameni și pentru un fiu, așa cum era lot, risipitor, risipea mult în Sodoma. Era un oraș foarte scump cum e Bucureștiul sau Los Angelesul sau San Francisco, nu, sau alte orașe, Las Vegasul, da, nu. Deci orașe în care se cheltuie mult. Lot era un om care cheltuia mult. Și cheltuia pentru că nivelul de viață, vedeți dumneavoastră, modernismul, sodomii și gomorei, modernismul orașelor port de astăzi, sunt orașe deosebite și trebuie mulți bani acolo ca să trăiești. Lot știa adevărul, de aceea era un fiu risipitor. Și Avram nu zice să moară fiul risipitor, nu, merge și vorbește, mijlocește, parcă vezi pe Avram în santuar, mijlocim pentru Lot. Tată, mai lasă-l și anul acesta, ca și Domnul Hristos, nu? Dar dacă sunt 25, îi lași? Îi las. Dar dacă sunt 20, curmi, ierți orașul. Iert, dacă sunt 20, ok. Dar dacă sunt 15, dar dacă sunt 5, bă, și cu 5 iert orașul. Și atunci Avram a tăcut. A înțeles că Domnul Hristos trimisese mesajul acesta unui om. A sosit ceasul judecății lui Avram, prieteni, este reflexia extraordinară a unei generații de oameni care a trăit marea dezamăgire în 1844. Avram este exemplul de om care simbolizează, trăiește, experimentează mesajul Soliei îngerului întâi. temeți vă de Dumnezeu. S-a temut da Avram de Dumnezeu? Da, dați-i slavă a dat Dumnezeu, a dat Avram slavă lui Dumnezeu? În primă instanță nu, când a invitat pe Agar în ecuație. Dar în a doua instanță cum a fost? În a doua instanță a fost chemat pe muntele Moria și acolo când a ridicat mâna împotriva propriului său fiu, a dat slavă de lui Dumnezeu prin credincioșia lui. Nu mi-ajunge timpul, nu avem la dispoziție timp suficient pentru a discuta despre acel moment terminus când un tată este invitat pe baza unei porunci dumnezeiești, nu? Un test al credinței fenomenal să-l aducă ca cerpă pe Isaac. Deci, Avram s-a temut de Dumnezeu. Avram a dat slavă lui Dumnezeu pe muntele Moraia când a renunțat mai degrabă la fiul său Isaac decât să renunțe la relația lui cu Dumnezeu. Și apoi, Avram le-a întâmpinat pe toate. A trăit experiența pas cu pas la fiecare element teologic al solingiului întâi. Temeți-vă de Dumnezeu, dați-i slavă, a sosit ceasul judecății lui și închinați-vă. Avram s-a închinat celui ce făcuse cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Dragii mei prieteni, așa cum David reprezenta pe Domnul Hristos mielul lui Dumnezeu în lupta împotriva lui Goliat, Așa cum Goliat reprezenta pe oponentul și dușmanul lui Dumnezeu în lupta cu David, tot așa viața lui Avram era o extraordinară reflexie a experienței de viața unei mișcări de oameni, mișcarea adventă în timpul 1844, cu decepția, cu căderea, cu renașterea, unei viziuni corecte despre lume și viață și înțelegerea corectă cu privire la valoarea celor 2300 seri și dimineți. Așa, viața lui Avram reflectă pe bună dreptate o bună parte din viața mișcării advente în faza incipientă. Acest mesaj este un mesaj dat în anticipație de Tatăl nostru din ceruri pentru o societate care a transformat lumea într-o revoluție intelectuală franceză, în care nu mai există nicio valoare, niciun reper moral, în care lumea trăiește, practic, fenomenul de sodomizare. Și când toate aceste lucruri se vor întâmpla, să știți, atunci va veni ceasul judecății lui Dumnezeu. Ne întâlnim vinerea viitoare prin Harul lui Dumnezeu și discutăm puțin simbioza între viața lui Isaac și viața mișcării advente în a doua generație în legătură cu conotația teologică a textului din Apocalipsa, capitolul 14, versetul 8. Dumnezeu cu dumneavoastră! Să ne rugăm! Iubite Tată, îți mulțumim pentru că ne-ai revelat aceste frumuseți, aceste perle ale cuvântului tău, într-o manieră diferită, într-o manieră deosebită nouă pruncilor care nu știm nimic. Îți mulțumim pentru mărgăritarele cuvântului tău, pentru dulceața adevărului tău. Te iubim și îți mulțumim pentru că în această seară ne-ai răsfățat cu frumuseți care ne-au deschis ochii și mintea și ne-ai ajutat să înțelegem că Tu ești înainte ca noi să facem. Tu ești înainte ca noi să zicem, tu ești înainte ca noi să gândim, tu știi totul înainte ca noi să acționăm. Ce minunat este că avem șansa în această seară să ne temem de tine, să avem acel bun simț, să ne scoatem încălțămintea de picioare atunci când luăm pe buzele numele tău, să ne plecăm pe genunchi înaintea celui care ne-a creat și să avem acea teamă sfântă să nu facem răul înaintea ochilor tăi, să ne dai, Doamne, bucuria de a înțelege inevitabilă judecată care va veni pe pământul acesta odată ce planul oamenilor răi va contamina planeta cu o teologie sodomică care n-are nimic de a face cu tine, ba chiar mai mult e împotriva ta. În numele Domnului Hristos îți mulțumim, te iubim, amin.